Vreau să vă întreb ce înseamnă această combinație de băuturi energizante cu țigări, eventual alcool, ce înseamnă pentru un tânăr? Da, este o nouă modă asta, discutam, Au povesteați mai ce mult curaj, vedeți, trebuie ce să fii vedeți. Da, cool, este o trebuie nouă să. modă, în loc să bei o guriță de cafea dimineața, să bei un energizant la cu țigara. Pentru că, na, este o altă formă de a, să zicem, de a realiza reacția de trezire, de a intra în zi, oarecum la modă, în special în rândul tinerilor. Pe de altă parte, vorbim de substanțe stimulante, vorbim de energizante, a căror utilizare în exces poate da o mulțime de probleme fizice, palpitații, Exact. tahicardie, aritmii, o mulțime, dar inclusiv psihice, agitații, irritabilitate, Păi și cum se nervozitate, mai neostare. concentrează la ore, la cursuri, la... Clar, clar că lucrurile aici stă și de ține foarte mult și de modalitatea interioară a liceului respectiv, a școlii respective, de a gestiona timpul și securitatea, până la urmă, siguranța Exact. elevilor. Am văzut în ultima perioadă o mulțime de probleme legate de droguri în școli de elită. Da. Atenție, vorbim de licee de elită, unde se pare că este un flagel și se pare că lucrurile au cam scăpat un pic de sub control, pentru că inclusiv există această concepție oarecum eronată sau ușor deformată că dacă ești la un liceu de elită, ești în siguranță, ești printre cei mai buni copii. Da, sigur, fără doar și poate ești printre copilul tău este printre copii foarte deștepți, dar inteligența nu este sinonimă neapărat și nu se mulează neapărat și pe siguranță și pe o comportare ireproșabilă. Dimpotrivă, inteligența poate reprezenta o capcană, îți dă senzația că poți să navighezi, să reușești să te strecori printre anumite reguli, să faci lucrurile un pic altfel. Sentimentul apartenenței unei caste, unei elite, și atunci Exact. lucrurile pot lua o turnură extrem de neplăcută, chiar în asemenea licee, de altfel fiind una dintre țintele predilecte pentru dealer și pentru că în licee de asemenea anvergură și de asemenea greutate, obicei există potențial, există familii care au posibilități și atunci chiar reprezintă un target pentru dealer, pentru furnizori de a intra și de a-și crea o rețea în asemenea. A început sub formă de glumă, de la o petrecere, într-un stil de ăsta gregar, de formarea grupului, iar ulterior de patare, de demonstrativitate, iar ulterior lucrurile pot aluneca pe panta extrem de periculoasă a dependenței. Da. Acum știți cum e, domnule doctor. Copiii cresc și la un moment dat vor libertate și vor Sigur. să fie lăsați în grupuri cu colegii, cu bab mai nou de pe la 10-11 ani, îți spun copiii, dar vreau să ies cu colegii, cu prietenii. Nu știu, nu e bine nici să controlăm prea mult, da, copilul, dar cred că ar trebui să fim atenți la anumite semnale, nu Sigur. la privirea lor, la... sunt Sigur. anumite semne fizice, ochii, Sigur. grimasele, ce am putea observa? În primul rând, întotdeauna este bine să fii aproape de copil, să-l cunoști, să vorbești, să fii la curent cu programul lui, cu felul în care își petrece timpul, cu cercul de prieteni, contează foarte, foarte mult. Nu neapărat, cum spuneați, la modul de supracontrol sau de cenzură, ci cât de a suda o relație, de a înțelege ce se întâmplă, de a putea sesiza modificări față de statusul de bază, față de zi cu zi. Și atunci, în mod clar că întotdeauna este de preferat a oferi, eu știu, autonomie copilului, n-aș spune neapărat libertate într-un sens
de independență și de a face cel taie capul, pentru că nu este cazul. Copiii sunt, la urma urmei, și în grijă, dar și în atașamentul și în nevoia de protecție a părinților. Și este bine ca lucrul ăsta să fie clar stabilit, adică în anumite intervale pot să facă activități fizice, pot să se întâlnească cu prieteni, dar fără a depăși nici ca și durată și nici ca și timp, perioada zilei, anumite jaloane. Pentru că dacă un copil se obișnuiește de la 10, 11, 12 ani să vină la 11, 12, 1 noapte ieșind în oraș, Iașul nu fiind de nici pe departe un orășel sau un sătuc, da, atunci lucrurile clar că în adolescență și ulterior pot să fie de o altă factură. Schimb, menținând canalele deschise, discutând tot timpul cu copilul, cu adolescentul, cu tânărul, atunci pot fi sesizate. În momentul în care vine acasă, eu știu, un pic cu anumite modificări de comportament, cu ochii un pic mai roșii sau mai tulbure, cu dizartrie, cu incapacitatea de a articula foarte bine cuvintele, cu atunci lucrurile pot fi sesizate și pot fi discutate a doua zi de o manieră, încă o dată la fel asertivă, pentru că nu, scopul nu este acela de a pedepsi neapărat, ci de a înțelege dacă este ceva care în spatele acelui comportament și dacă se va mai repeta sau nu. Adică despre asta este vorba, nu este neapărat vorba de... Pentru că sunt adolescenți, sunt tineri, sunt într-un stadiu de experimentare, o parte dintre ei, dar este o distinție extrem de importantă între a experimenta și de a te lăsa prins într-un torent de ăsta periculos. Da, și presupun că odată intrați în aceste mreje, să spunem așa, le este foarte greu să discute cu părinții, le este foarte greu să ceară ajutorul. Da, pentru că vorbim în primul rând de familii care sunt foarte ocupați, încearcă să găsească resurse pentru a-și ajuta familia, dar nu întotdeauna este sinonim a câștiga mulți bani sau a face multe lucruri cu fericirea și cu coeziunea, cu aderența familială, cu o familie centripetă, cum ar trebui să fie. Și atunci trebuie găsit întotdeauna acest echilibru extrem de fin între a face prea mult pe plan profesional și prea puțin pe plan personal, în a găsi și timpul necesar de a sta și câteva minute de calitate în familie, cina, din când în când, de stat de vorbă, de văzut ce s-a întâmplat, unde are nevoie de îndrumare, de sfat, de ajutor, poate de făcut planuri împreună. Toate lucrurile astea, de implicat copilul în ceea ce înseamnă organizarea familiei, să înțeleagă contextul și felul în care funcționează familia și faptul că și ei fac parte și pot avea un cuvânt de spus. Toate lucrurile astea devin importante. Bun. Acum, acești pacienți sunt oameni care au văzut aceste adicții și la părinților, și mă refer aici la părinți care au consumat alcool, care au fumat de față cu ei, care au, da? Așa spun, sunt studiile, cumva copii fidele? Studiile, nu neapărat. Studiile așa arată că riscul este mai mare la în familiile de consumatori, de copii având un mimetism, o copiere a comportamentului, pentru că știți cum e, nu neapărat copiii au un alt fel de a învăța, nu neapărat din ceea ce le spui că, dar din ceea ce văd că faci. Uh-huh. Și atunci degeaba îi reciți frumos din carte că nu e bine asta, nu e bine asta, dacă el vede în casă că lucrurile sunt cu totul altele, atunci pare că e un comportament acceptabil din moment ce face și mama și tata și lucrurile sunt ok. Asta nu înseamnă că trebuie duse la extrem, nu înseamnă că, în schimb, pot fi abordate și pot fi integrate în educația copiilor.
încercând să înțeleagă faptul că vorbim de comportamente de risc, că vorbim de potențialul pericol și